Din 5 iulie, persoanele care sunt martore la infracțiuni asupra minorilor sunt obligate să anunțe acest lucru. Cei care nu raportează riscă pedeapsa cu închisoarea. De luni, măsura face parte din codul penal. Părinții, colegii și profesorii care sunt martori la aceste abuzuri și nu declară riscă pedepse de la 6 luni până la 2 ani de închisoare. Da, sunt de acord. Sunt de acord cu această problemă. Pentru că sunt foarte multe abuzuri și trec cu vederea, deci nu e nicio... E cam problemă. Avem probleme destul de grave în societate cu educația, cu... pornind chiar de la părinți. Apoi anturajele pe care le au acei copii cu diverse persoane. Mai este acel abuz al oamenilor în vârstă, asupra fetelor, asupra băieților. Această problemă trebuie tratată foarte, foarte serios. Pentru cu care fac abuzuri, trebuie pedeapsa mare, mare, care fac abuzuri la 25 de ani, eu știu, și care nu raportează, au și aia o vină și aia trebuie pedepsă. Un 70 ani și aia trebuie să ia, care nu raportează. Ar fi bine ca toată lumea să fie conștientă de acest mare pericol care există acum în lume. Minorii trebuie să protejați sub orice formă, sub toate aspectele, și nu trebuie îngăduit nimănui să-și bată joc de generațiile viitoare. Eu n-am nimic împotrivă și sunt de acord ca cei care cunosc aceste fenomene și nu le anunță, nu se pun la dispoziția organelor respective, să-și primească pedeapsa, pentru că înseamnă că sunt de acord cu un asemenea fenomen înrocit care bântuie în lumea aceasta. Modificarea codului penal vine în condițiile în care, potrivit organizației Salvați Copiii, în România se înregistrează anual aproximativ 800 de fete sub 15 ani care devin mame, dar sunt trimiși în judecată doar între 200 și 300 de inculpați pentru comiterea de act sexual cu un minor.